Pentru tinerii din generația Z, dezvoltarea personală și profesională la locul de muncă se numără printre cei mai importanți factori motivatori. Aceștia se așteaptă să primească oportunități personalizate de învățare. Conform Startup.ro, proiectul Insights din cadrul Romania Business Leaders a desfășurat în luna octombrie evenimentul Viitorul tău job, alături de o mare companie multinațională din România, unde au participat 21 de tineri din România și 21 de manageri din firmă. Acest eveniment a avut rolul de a observa diferențele între generații și de a crea o punte de legătură printre aceștia să lucreze împreună și să afle informații unii de la ceilalți. Ce profesie vrei să ai după terminarea studiilor? După terminarea studiilor îmi doresc să devin medic. Ce așteptări ai de la locul de muncă? Așteptările mele sunt destul de mari. Îmi doresc să am parte de un program flexibil, astfel încât să-mi pot îmbina viața profesională cu cea personală. Sper să am parte de colegi la fel de implicați și dornici să facă bine. În alegerea unui job, atât pentru manageri cât și pentru tineri, cele mai importante lucruri sunt să facă ceea ce le place pe primul loc, mediul de lucru și echipa pe al doilea loc. Aceste lucruri sunt confirmate și de studiul Insights Plus Z, care totodată a surprins și faptul că pentru aproximativ unul din trei tineri la nivel național, este important și motivant să aibă posibilitatea de a-și aduce contribuția și de a-și lăsa amprenta. Ce meserie vrei să ai după ce termin studiile? După ce termin studiile, eu, ca elev al Liceului de Transporturi Auto, sunt pe profilul de electrician electronist auto și vreau să urmez meseria de electrician electronist auto. Și ce așteptări ai tu de la viitorul tău loc de muncă? De la viitorul meu loc de muncă am așteptări să fie un program decent, un salariu decent, să nu fiu nevoit să plec cum au plecat alții din țara mea natală. Din studiul Insights Plus Z a ieșit și faptul că tinerii vor un job flexibil care să le permită să lucreze atât de acasă cât și de la birou. 53% dintre tineri vor un sistem mixt de locații pentru job. 17% își doresc să lucreze doar de la birou, iar numai 5% dintre tineri vor să lucreze doar de acasă. În cadrul evenimentului au fost întrebați atât tinerii cât și managerii despre preferința lor de a lucra de la birou. 85% dintre tineri au afirmat că preferă mai degrabă să vină la birou, în timp ce doar 60% dintre manageri au ales această variantă. Ce meserie vrei să ai după terminarea studiilor? Aș vrea să dau la Academia de Poliție pe ramura penitenciar. Și ce așteptări ai de la viitorul tău loc de muncă? Aș vrea să am un salariu bun, un mediu colegial bun și niște superiori care să mă ajute în dezvoltarea carierei. Legat de cum văd tinerii lucrul la birou, aceștia își doresc ca biroul să fie deschis 24/24 și să meargă atunci când se simt productivi. De asemenea, programul nu ar trebui să se măsoare în ore pe zi, ci ore pe săptămână pentru a oferi flexibilitate în decizia cu privire la cât aleg să stea la birou, relatează Startup.ro.